Dorel a făcut o nouă victimă. O lucrare nesemnalizată corespunzător din apropierea pieței Posada a blocat pentru aproximativ 2 ore accesul într-o intersecție. Șoferul ghinionist, care lucra ca distribuitor, a ajuns cu autoutilitara încărcată cu marfă într-o groapă care s-a format datorită greutății mașinii, a spart conducta de apă și a inundat strada în doar câteva minute. Practic, pământul nu a fost tasat și din cauza greutății autoutilitarei s-a lăsat. Oamenii spun că muncitorii care lucrează acolo de aproape un an de zile fac o treabă de mântuială și că din această cauză s-a lăsat pământul și s-a spart conducta de apă, care nu ar fi fost pusă la adâncimea corespunzătoare. Locuitorii cartierului Posada spun că le-au cerut muncitorilor în nenumărate rânduri să semnalizeze lucrarea și să blocheze strada până la finalizare, însă degeaba. Au mai fost probleme pe aici? Nu, dar aș spus de ieri să oprească circulația, că nu putea să facă acolo loc, că tot cerdeau mașină, că nu circulația aici, du-te și vorbește. Și muncitorii ce au zis? Păi mai lat inginerul ăsta că nu, că nu face bun ce scandal. După mai multe încercări eșuate de a scoate autoutilitara din groapă, la fața locului a fost adus un buldoescavator. Cu ajutorul unei corzi, autovehiculul a fost tras din groapă. Cei care au avut ghinionul să-și avarieze mașina într-o groapă de pe un drum au două opțiuni, spun brokerii de asigurare. Dacă au casco, își vor repara automobilul pe baza acestei polițe, iar dacă nu au astfel de asigurare, șoferilor nu le rămâne decât varianta de a da în judecată compania care trebuie să semnalizeze problemele din trafic sau instituția care administrează respectivul segment de drum.